Da, bună dimineața și Doamne ajută, bun regăsit celor ce urmăresc emisiunea de Presat Presa. Bună dimineața pentru cei care ascultă dimineața această emisiune. Bun regăsit, bună ziua sau bună seara pentru cei care ascultă emisiunea în reluare, pentru că ea se dă și în reluare. Bun găsit și celor de pe internet care urmăresc emisiunea în format și video, pentru că la radio avem o problemă, nu se vede, doar se aude. Și în civilizația asta a imaginii în care am fost introduși cu toții, da? Uitați-vă în jur și veți vedea că imaginea, adică ce înseamnă imagine? Imaginea înseamnă informație venită pe calea vederii. Imaginea este, eu știu, aproape 80% din informația pe care noi o introducem. Da, faptul că te uiți în telefon toată ziua, în monitorul unui calculator, aproape că suntem conectați mai mult cu ecranele decât cu vederea lumii înconjurătoare. Ei bine, faptul acesta, zic, ne-a făcut să ne gândim serios la faptul că radioul trebuie să intre și pe internet. Și avem și formatul video pe internet, așadar, bun regăsit și celor ce ne urmăresc pe camere și celor ce ne urmăresc audio pe radio, în FM. O să începem ediția de astăzi a emisiunii cu veșnica istorie. Foarte mulți spun că nu există, domnule, niciun război între biserică și presă. E adevărat. Sunt două instituții distincte, nu se războiesc. Există însă părți din presă care se războiesc cu biserica, așa cum există și părți din biserică care se războiesc cu presa. Deci partea presei se războiește cu biserica, partea bisericii se războiește cu presa. Un exemplu trist de data aceasta avem imediat, ieri s-a întâmplat, pe una din publicațiile românești, mare știre, mare. Atenție, profesorul care a învins Beore în instanță avertizează. Slujbele și serviciile religioase în școli sunt organizate nelegal de 30 de ani. Cine? Același domn Emil Moise, veșnicul luptător al luminii întunecate, așa o numesc eu, el că luptă pentru libertatea de conștiință. Dar bun, eu am înțeles, dar asta nu înseamnă că trebuie să te lupți cu religia. De fapt, oamenii ăștia se luptă cu religia. În fine, oamenii ăștia ca Emil Moise, mă refer. Ceea ce mă întristează, că am spus că e un caz trist, este anvergura pe care mijlocul de presă respectiv îl acordă acestei găinării. Pentru că este o găinărie, o gargară, da? Asta este o gargară fără nicio bază legală. Da, gargară fără bază legală, am putea să o numim așa. Găinăria e transformată în vedetă planetară, presa are din păcate această capacitate, pentru că ea are acces la din ce în ce mai mult public și așa am avut o revelație. Știi de ce secularismul reușește în multe părți? Pentru că foarte mulți oameni citesc mai mult presa decât ascultă celelalte părți. Și dacă presa vrea să terfelească un lucru sau vrea să ridice găinăria la nivel de vedetă planetară, poate are această capacitate, pentru că se adresează lumii întregi. Și acum să intrăm adânc în subiect, să-l deslușim puțin, pentru că dacă dai tu pe titlu, te sperii. Mamă, cum adică? De 30 de ani școala organizează nelegal slujbe la începutul anului școlar. Știi că acum vine săptămâna viitoare, luni, începe anul școlar și trebuia să vină subiectul ăsta. E și unul care se luptă, domnule, cu slujbele bisericii. S-a luptat cu icoanele, s-a luptat cu crucile, s-a luptat cu ora de religie în școală. Acum trebuie să se lupte și cu asta, că de omul are fixații. Nu asta e problema mea. Problema mea este când un mijloc de presă și alte mijloace de presă care au preluat așa zisa știrea asta au ridicat-o la nivel de vedetă, frate. Mamă, ce a zis Moise? Ce a zis Moise? Hai să vedem ce a zis Moise, acest amestecător, nu despărțitor de ape. El e un amestecător, știi? Amesteca apele. Pe
contul lui de Facebook are și Moise Facebook. Dom'le, ce vrei? Toată lumea are Facebook. E normal. E legal să ai Facebook. E obligatoriu să ai Facebook dacă vrei. Ce scrie domnul Moise? Ia să vedem dacă putem să vedem. Hai că vedem. Lasă că nu vreau să văd mai multe. Deci zice domnul Moise așa, că de aproape 30 de ani Ministerul Educației se lasă influențat de Biserica Ortodoxă Română, permițând prozelitismul religios în școli, în mod nelegal. Deci el consideră că slujba aia de la începutul anului școlar e prozelitism, domnule. Așa consideră el, știi? Așa. Și mă rog, toacă din gură aici că la 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 la, prin nu știu ce hotărâre, Consiliul Național a decis că oficierea de slujbe religioase în unitățile publice de învățământ constituie discriminare dacă nu este aprobată de Consiliul de Administrație al unității de învățământ, aprobare care nu poate fi dată decât la cererea prealabilă a părinților. Este exact același tipar ca la ora de religie, știi? El vine și zice, nu domnule, voi trebuie să cereți slujba asta. Bine domnule, o să o cerem, dar problema este că Consiliul Național al Discriminării nu e instanță, domnule. Nu e instanță. Adică el nu stabilește. Ci că Curtea de Apel București a confirmat hotărârea CNCD și a decis că oficierea de slujbe poate fi organizată doar dacă este aprobată. Da, și de mai bine 15 ani asociația la la și nu se organizează și că la la la. Bine, domnule, o să cerem și asta. Bun, deci înțeleg că trebuie să cerem și slujba la începutul de an școlar, dar nu este nelegală, așa cum a spus Emil Moise, de fapt. Știi? A sesizat și avocatul poporului. Nene, e isteric nene asta, știi? Băi, bă, afară cu religia. Stai mă, nene, că avem și noi drepturi. Ia să mergem noi la legea cultelor. Hai să mergem la legea cultelor, da? Hai să mergem la legea cultelor, care ne spune negru pe alb, stai așa să o deschid aici ca să vedeți și dumneavoastră, unde, poate, păi le pun un portal legislativ aici care ne dă legea cultelor, republicată, la. Articolul 2, o luăm de la început. Articolul 2, hai să facem și pagina mai mare ca să vadă toată lumea care urmărește video această emisiune, zice așa. Libertatea religioasă cuprinde dreptul oricărei persoane de a avea sau de a adopta o religie, de a-și o manifesta în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin practici, ritualuri specifice cultului, inclusiv prin educație religioasă, precum și libertatea de a păstra și a schimba credința religioasă. Deci domnul Moise comite un megasofism, ca și la ora de religie de altfel, el introduce în ecuație discuția că, prezumă, ideea că domnule n-a cerut nimeni povestea asta. Slujba. Cum domnule n-a cerut-o nimeni? Păi o cere directorul, o cer părinții, o cer... Bun, deci domnul Moise zice, nu, domnule, trebuie să aveți în Consiliu de Administrație o de-asta aprobat. Bun, deci înțeleg că dacă școala vrea, poate să vină părintele liniștit. Asta era problema, că până acum, în virtutea dorințelor, în virtutea... Așa, nu știu, când a venit, domnule, hotărârea de la CNCD, stai că a zis Moise, când a venit hotărârea aia? Că mai e o chestie interesantă, știi? Moise zice că de 30 de ani e nelegal, dar hotărârea de la CNCD e din 2017. Ia, uite aici, stai așa, nu-mi da cu de ăsta, dă-mi așa, hai. Deci, ia uite, hotărârea din 2017. Hai să zicem că din 2017 trebuie Consiliul de Administrație să hotărească dacă face sau nu slujbă la începerea anului școlar. Deci e libertatea ca școala să... Nimeni nu interzice slujba asta. Deci dacă hotărârea e din 2017, cum e, domnule, de 30 de ani nelegală? Cum e de 30 de ani nelegală? Așa zice Moise. Sunt organizate nelegal de 30 de ani. Deci una din minciune apare în titlu. A doua mare minciună, de fapt prima mega minciună din titlul publicației respective, este că am vins BOR în instanță. Aduceți-mi aminte când anume o instanță din România a decis în favoarea lui Emil Moise și contra Bisericii Ortodoxe. Că eu nu mă aduc aminte. Singurul, să zicem, succes pe care Emil Moise l-a avut într-o instanță,
repet, CNCD nu e instanță. Deci asta, că ce spune CNCD, s-a dus cu ea la Curtea de Apel, aia de la Curtea de Apel este validată în 2019. Deci, poa, și mai bine, anul ăsta e validată povestea asta. Deci, nu e nelegal de 30 de ani, ar fi nelegal începând de anul ăsta, dacă ne luăm după Curtea de Apel București, care zice că trebuie să... Cum să spun? Trebuie să ceară părinții slujba asta, da? Bun, și copiii pot refuza, dar ce, domnule, i-a adus cineva cu forța, băi, deci este de o isterie efectiv surprinzătoare. Bun, deci care este, unde este învingerea în instanța BOR? Că eu aici am mega problema mea cu titlul din ziarul Adevărul. E vorba de Adevărul, da? Dacă n-am spus până acum, spun acum, e pe Adevărul. Unde e adevărul că profesorul a învins BOR în instanță? Care BOR l-a învins? Adică hotărârea vorbește de religie. În România sunt recunoscute 11 culte. Dar sigur, putem să manevrăm puțin cu titlul, pentru că de fapt tirea țintește către BOR. Ale alte culte în România sunt socotite minoritare. Noi avem un problemă cu ăsta majoritar și acum deschidem cutia Pandorei și spunem ce se întâmplă cu adevărat. Fiți atenți aici. De fapt, de ce se întâmplă toată treaba asta? V-am mai spus acest secret, vi-l mai spun o dată. Știi, stai și te întreb, de ce ar fi interesată o publicație din România să ridice o găinărie la rang de artă? Păi vă spun de ce. Pentru că există interesul ca nivelul de încredere, știți că din când în când se măsoară nivelul de încredere în instituții, în președinție, în partide politice, în la, se ieși biserica acolo. De ce se face treaba asta? E foarte simplu. În democrație, cine stabilește cursul societății? Ci că poporul, da? Bun, dar poporul, cum stabilește el, poporul, cursul societății? După niște criterii. Ce contează în elaborarea acestor criterii? Câtă încredere are poporul în instituții? Deci, puterea unei instituții în democrație stă în legitimitatea poporului. Că de-aia avem democrație, nu? Asta e definiția în sânge, in seco, în intrinsecă a democrației. Adică democrația reprezintă puterea poporului. A? Foarte simplu. Deci, câtă încredere are poporul într-o instituție, atât de legitimă este instituția. Pentru că altminteri ai putea să vii foarte bine să spui, băi, poporul nu are încredere în tine, da? Ce căutați la conducere? De exemplu, la politicieni. Dacă te uiți pe sondaje la nivelul de încredere al politicienilor, e 10-15%, dar oamenii ăștia ne conduc. Și nimeni nu zbiară în spațiu public, vai, că politicienii sunt ilegitimi. Ne conduc foarte bine cu 15%. În cazul bisericii știm bine, încrederea e pe la 60-70%, ceea ce sigur că deranjează foarte mult pe cei care au interese seculariste. Adică ce înseamnă interes secularist? Înseamnă interesul de a prosti mulțimea, de a o transforma în client, pentru că singura rezistență autentică la fenomenul ăsta al consumismului global e credința, domnule. Cum se înfrânează omul de la consumism? Doar prin credință. Prin credința în anumite valori. Și aici intră și religia. Și de asta măsoară ei tot timpul nivelul de încredere, pentru că măsoară nivelul de încredere pentru că ei trebuie să observe o scădere a nivelului încrederii în biserică. Câte vreme încrederea în biserică este ridicată, oamenii ăștia nu prea au ce zice bisericii, știi? Adică ei oricând poate să vină să spună... Închipuiți-vă că nivelul de încredere al bisericii ar fi cel al politicienilor. Știm bine, nu? Ce părere au oamenii despre politicieni. Și totuși ăștia ne conduc. Dar dacă ar fi biserica în locul politicienilor? Păi nu ar mai lua nimeni seama la aia. Nu, iată ce-ți mă, lăsați-ne în pace. Ce putere aveți voi în cuvânt? Sau cu ce drept ne vorbiți? Pe cine reprezentați voi? Că, știi, undeva la masa puterii se așează uneori și biserica și vorbește. Dom'le, e bine să facem așa, nu e bine să facem așa. Deci interesul este ca nivelul de încredere în biserică să scadă. Atunci de asta există tot felul de stârniri contra BOR și aici titlul, repet, este absolut mincinos, pentru că eu nu mi-aduc aminte când profesorul ăsta a învins BOR în instanță. În care instanță? Când în alta curte a decis asupra orei de religie, a fost
contra religiei reprezentată de cele 18 culte din România. De ce doar BOR? Avem noi o problemă cu BOR? Că e doar biserica majoritară? Bine, știi, e un adevăr rostit în popor, gura păcătosului, adevăr grește. Ei și-au, mă rog, prin titlurile astea se trădează oarecum direcția, ce urmărim noi. De ce nu zice contra religiei? Pentru că, de fapt, contra religiei s-a luptat Moise, nu? Când el a fost în instanța acolo. Bine, știm că nu știm exact ce e în capul lui, mi-e greu să definesc eu ce e în capul lui, dar el se luptă cu religia, cu prezența religiei în spațiu public, pe ideea că, domnule, nu trebuie să obligăm pe cineva să adere la religie, fără chestiune cu care și eu sunt de acord, pentru că și legea cultelor o prevede. Da, prozelitismul este interzis, dar slujba de la începutul anului nu e prozelitism, cum crede BOR, pentru că avem dreptul să facem acea slujbă. A, că a venit în 2019, asta e hotărârea de instanță, și a zis Curtea de Apel București că, domnule, trebuie să ceară Consiliul de Administrație slujba. Foarte bine, domnule, pe modelul orei de religie. Foarte bine, să ceară Consiliul de Administrație slujba. Care e problema? Dar nu e nelegală, pentru că hotărârea a venit în 2019. Băi, nenea Emil Moise, dacă o hotărâre vine în 2019 și nu contra BOR, e contra religiei, ai, nu puneți titluri umflate. Dacă o hotărâre vine în 2019, cum adică, domnule, a fost nelegal 30 de ani? Păi, a fost o altă hotărâre care a spus că e nelegal? Dacă e hotărârea de anul ăsta, cum? 30 de ani. O altă mare minciună. Bine, Moise poate să bată din gură ce minciuni dorește dânsul. Adică și eu pot să spun la microfonul ăsta că am și eu dreptul, toate trăznăile pământului. Problema mea nu e cu Moise. Că pe Moise îl știm. Ca și Remus Cernea. Nu e problema. Ca și alți seculariști. Nu. Există și oamenii ăștia. Cu ce să facem? Noi creștinii nu dușmănim pe nimeni. Să ne înțelegem. Singura ură e împotriva păcatului. În rest, nu dușmănim pe nimeni, îi compătimim. Problema mea reală, și nu e ură, e o tristețe, repet, am spus, sunt foarte trist când văd astfel de mașinațiuni. Problema mea este că o parte a presei, domnule, se luptă cu BOR, ăsta e titlul care confirmă. Și sunt cu atât mai trist cu cât eu, la adevărul acolo, am blog. Acum eu am o dilemă, să scriu sau să nu scriu ceva, o să scriu. Uite, momentul ăsta m-am decis că uneori, știi, îți vine așa. O să scriu și o să văd cât impact acordă cei de la adevărul și textului meu. Care va fi în parte ceea ce am spus aici. Să vede, că pe Moise l-au pus în prima pagină mare. Profesorul care a învins BOR. Când a învins, domnule, BOR? Când a învins BOR? Și ăsta o să fie și un text probabil... Cum se spune? Am uitat cuvântul. Există situații când ai uneori câte o opinie de asta definitorie. Va fi un text definitoriu pentru relația mea cu adevărul, cu blogul de acolo. Pentru că, iertați-mă, în cazul în care o publicație își asumă să se răzbune direct cu biserica din care eu fac parte, nu înțeleg de ce m-aș mai agita acolo. Chiar nu înțeleg. Am înțeles... Și am tot respectul pentru jurnaliștii de la adevărul care m-au invitat să scriu acolo. Îi cunosc pe mulți dintre ei, ne știm, relaționăm, vorbim, mai ne și polemizăm, că e firesc să mai avem și polemici. Nimic anormal în toată treaba asta. Dar în situația în care o publicație asumă să-și pună tunurile pe mine, sigur, poate fi un avantaj că pot să scriu acolo, că pot să dau și o replică. Dar, pe de altă parte, mă simt ca oaia între lupi, ca să folosesc o expresie biblică. Și acum îmi rezonează în cap cuvântul lui Hristos că veți fi ca oile în mijlocul lupilor. Ce o să facem acum? Ce o să facem? Ce o să facem noi că suntem ca oile în mijlocul lupilor? Păi răspunsul știm. Și e tainic, nu vreau să spun public, pentru că în momentul ăsta creștinii știu răspunsul. Cei care n-au citit Scriptura, cu părere de rău, puneți mâna, documentați-vă informații, vă vedeți și voi despre ce este vorba. Biserica are și o viață tainică, ascunsă, duhovnicească. Zice undeva Hristos, nu voi da
Nu aruncați mărgăritarele înaintea porcilor și nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nu trebuie să le spunem toate în public ca să se audă. Avem răspunsul. Suntem ca miei, ca oile, în mijlocul lupilor. Ce va fi? Ce pățește oaia în mijlocul lupilor? Că de asta doar mă întristez. Deci, Doamne ferește, să nu înțeleagă cineva ca mă războiesc eu cu presa sau cu publicația adevărată. Din potrivă, tot respectul pentru jurnaliști, pentru... Dar sunt unii din presă, așa cum sunt și unii din biserică, care urlă contra presiei. Bă, că ăștia... Stai, frate, hai să nu urâm, că nu e corect. Sunt unii din presă care ne urăsc. Au și ăștia dreptul să se exprime. Sunt și ei lupi. Ce putem să facem noi acum, oile? Da, dar noi să mâncăm lupii. Când oaia a mâncat un lup, asta va fi mare știre, după școala, știi, după școala americană de presă, că zice, dacă un om mușcă un câine, aia e știre. Așa și aici, dacă o oaie mănâncă un lup, e, aia va fi mare știre. De-aia pentru mine învierea rămâne cea mai mare știre, pentru că să învieze cineva din morți, măi, nu s-a mai văzut. Da. În fine, unii se luptă cu învierea. Bun, deci, să lămurim. Titlul este de o minciună de la cap la coadă. Da, deci în primul rând nimeni n-a învins Beore în instanță, este învinsă religia, dacă e să ne referim, și religia reprezentată de 18 culte, nu e nicio înfrângere a Beore în instanță, și doi, e o prostie ce spune Moise, e o grăinărie că organizate nelegal. Dom'le, dacă ai o hotărâre de instanță în 2019, foarte bine, devine aplicabilă de anul ăsta, corect? Corect. Păi și atunci de ce spui mie de 30 de ani? Iată, de 300 de ani puteai să spui, că tot aia era. De 3 miliarde, eu nu știu cum a zis Moise, de 30 de miliarde de ani. Să sune așa, domnule, Dumnezeu e nelegal de la începutul existenței sale. E nelegal că există Dumnezeu. Parcă l-aud, știi? Nu voi să existe Dumnezeu. Bine, 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 succes. Hai, Doamne ajută, Moise, Doamne ajută. Vezi cum amesteci apele, că... n-ai nicio legătură cu Moise cel din vechime. Da, trecem la tema următoare. Asta ne vizează pe mulți dintre noi care suntem șoferi. Dacă aveți permis de conducere, mare atenție, dezvățați-vă să mai puneți mâna pe telefonul mobil când sunteți la volan. Autoritățile interzic atingerea, atenție, deci nici măcar n-aveți voie să-l atingeți la volan când sunteți telefonul mobil. Interzis cu telefonul la volan. Guvernul a adoptat modificarea prevederilor codului rutier care presupune sancționarea drastică a șoferilor care transmit live în timp ce conduc. Cum sună textul de lege și sancțiunea? Constă între 4 puncte penalizare și între 6-8 puncte de amendă. Adică e destul de substanțială. Deci, se interzice ținerea în mână ori folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil. Aici e discutabil, o să comentăm, hai să citim textul și pe aia comentăm. Deci, ținerea în mână, ori folosirea cu mâinile, în orice mod, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text. Atenție că aici intră și camera foto și GPS care redare text. GPS-ul redă text, da? Redă text GPS-ul. Nu știu, nu înregistrează GPS-ul, dar redă text. Orice dispozitiv care înregistrează sau redă text, foto sau video în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare. Dacă staționează, e în regulă. Dacă staționează, e în regulă. Da? Varianta aflată în prezent în vigoare interzice doar folosirea telefonilor mobile în timpul mersului. E o diferență că se interzic și alte dispozitive. Bun, și acum am eu o discuție aici, că ziceam că discutăm un pic pe text. Că eu am pus titlul Nu vă atingeți telefonul. Și e o întrebare. Am voie să ating telefonul sau nu? Ce spune textul de lege? Că e discuție pe textul de lege. Deci, se interzice ținerea în mână ori folosirea cu mâinile. La prima vedere, atingerea telefonului e altceva decât ce spune textul. Dar eu am pus titlul corect, nu atingeți telefonul. Pentru că folosirea cu mâinile intră la atingere. Deci dacă ai atins telefonul, de ce ai atins telefonul? Hai să punem întrebarea. Uite, presupunem că ăsta e telefonul. N-am telefonul la mine în emisiune. Am aici o
un aparat care redă text, care are text pe el, da? Pe o telecomandă. Presupunem că ăsta e telefonul mobil. Și el, să zicem că îl pui în suportul lui, există suport de ăsta de parbriz sau de consolă, îl pui acolo, știi? Păc și ăsta acolo. Și tu doar vii, acum n-am suport să vă arăt, dar pun așa. Deci el stă în suport și tu conduci, da? Șofezi, el stă acolo undeva telefonul și l-am dat, te uiți spre el și faci așa. Ăsta ar fi suportul, mâna asta, la altă e suportul meu. Și faci pe el, păc, așa, l-ai atins. N-ai voie. N-ai voie să-l atingi. De ce? Pentru că atingerea o faci în scopul folosirii. Cu mâna. Bine, textul spune cu mâinile. Aici, dacă vrem să intrăm la chichițe avocățești, poți să te duci în instanță să zici, domnule, dar eu n-am folosit mâinile, eu am folosit o singură mână. Da? Că l-am atins cu un deget de la o mână. Da, degetul e partea mâinii, adică... Aici nu prea mai ai ce să discuți. Dar l-am atins cu un deget. Textul zice mâinile. Dacă textul zicea mâna, era foarte limpede. Aici e singura chichiță avocățească unde poți scăpa, în opinia mea, da? Sigur, la un moment dat instanța o să zică că se asociază, nu știu cum va fi, dar după mine e o portiță legală că dacă atingi telefonul cu o singură mână sau îl folosești cu o singură mână, ai putea... să mai scapi, că zice se interzice ținerea în mână și aici folosește singularul și dincolo folosirea cu mâinile. Deci, dacă l-ating cu o mână, cum e? Că dacă l-ating cu o mână, nu intru la niciuna din prevederile legale. Ținerea în mână, nu-l țin în mână și folosirea cu mâinile, nu, că-l folosesc cu o singură mână. E foarte interesant, adică rămâne de văzut ce va fi, vezi, astea sunt portițe în lege. Ideea, sfatul meu este ca să n-aveți bătaie de cap și oricum să te duci în instanță în România de azi, e o întreagă bătaie de cap. Sfatul meu este nu atingeți telefonul, nu atingeți telefonul, orice s-ar întâmpla, dacă vă vede polițistul, gata, s-a terminat. Da, bine, rămâne discuția asta. Dom'le, l-am atins doar cu degetul. Păc, el stătea în suportul ăia acolo, păc, l-am atins cu degetul că am vrut să dau GPS-ul, să văd unde e strada. Mă iau după GPS pe stradă, știi? Da, asta e. Bine, putem să vedem funcția în ansamblu, că e vorba de înregistrare, o redare, text, foto sau video. Poate că tu pui telefonul ca să observi un film. Să te uiți la un film. La un videoclip pe YouTube sau pe Facebook, da? Nu neapărat că te faci live, pentru că, într-adevăr, foarte multe accidente au fost din cauza asta. Și, în general, folosirea telefonului la volan e periculoasă. Nu recomand nimănui. Am mai fost și eu ispitit în situații de asta. Am și eu momente când am simțit nevoia să pun mâna pe telefon, conduci și te sună. Ce faci? M-am învățat. Îmi pun telefonul în suport, mi-au căștile frumos, și doar dau și vorbesc. Alo, că am voie cu dispozitiv hands-free. Am voie. Alo, alo. Acum întrebarea este dacă ating telefonul și răspund individului sau cetățeanului care mă sună, că unii sunt cetățeni, unii sunt indivizi. E interzis sau nu? Eu cred că aici s-a lăsat în lege această portiță, la o, adică să poți folosi un deget de la o mână. Da, nu știu, trebuie să decid o instanță. Nu vă las după tot ce spun eu aici. Eu, pe analiza textului, am găsit această portiță. Adică, ori îl țin cu o mână, dacă așa zice textul, încă o dată mergem, zice că se interzice ținerea în mână, ori folosirea cu mâinile. Uite, ținerea în mână, ori folosirea cu mâinile. Deci, nu-i niciuna, nici alta dacă l-atingi cu degetul de la o mână. Dar oricum, sfatul meu este să nu-l folosiți. Dacă știți că trebuie să răspundeți la un apel sau așa, puneți-l în suport sau lângă dumneavoastră pe scaun dacă vreți și căștile lângă dumneavoastră vă sună, puneți căștile în urechi, de căști ai voie și deschizi și poți să conduci liniștit. Mai rău e când primești mesaj text și trebuie să răspunzi. Nu poți să răspund. Am încercat odată să răspund la mesaje text fiind la volan. Nu. Deci nu recomand.
să scrie SMS-uri sau, nu știu, să scrie un text, să postești ceva pe Facebook la volan, e mare, mare pericol, pentru că atenția ta e în tastatură și înainte, în tastatură și înainte, nu știi în fracțiunea aia de secundă când tu ești cu ochii în telefon, nu știi ce se întâmplă pe drum. Sare un copil de pe marginea drumului, Doamne ferește, nu știu, pune ăla din față, șoferul din față, pune frână bruscă și tu intri în spatele lui, deci mare, mare atenție. Nu recomand folosirea la volan. Per ansamblu, eu sunt pozitiv acestei legi. Per ansamblu și în detaliu, doar că în detaliu nu am înțeles dacă am voie să-l ating cu degetul de la o mână. Tare mi-aș dori să pot pune o întrebare. Da, mă rog, nu cred că o să fiu eu cel care lămuresc treaba asta. Sunt curios dacă pot cu degetul de la o mână. Conform textului legii, e undeva între chestiunea asta. Adică să pot măcar să răspund la un apel fiind cu dispozitiv hands-free. Nu, deci nu îl țin în mână, nu vorbesc la telefon. Nici acum, nici până acum n-aveai voie să ții telefonul la ureche vorbind, trebuia să folosești dispozitiv hands-free. Da? Și atunci foloseai un singur deget ca să răspunzi. Cred că în sensul ăsta a mers și legea când a folosit această distinție între mână și mâini. Dar eu sunt extrem de pozitiv, super pozitiv, adică extrem de încântat de această lege, pentru că da, dar mi-aș dori să fie și polițiști pe drumuri ca să vadă. Aici, când mă plimb prin Constanța, tot văd echipaje de poliție pe drum. Că e poliție rutieră, că e poliție locală, nu știu, poliția locală nu poate sancționeze așa ceva, nu? Cred că nu. Nu cred că poate sancționeze. Dar oricum mi-aș dori să se termine cu neatenția pe drum, pentru că sunt atent la volan. Pentru că se întâmplă foarte multe lucruri. Oamenii sunt distrași de telefon și fac numai prostii pe șosea în momentul ăla. Niciodată, niciodată, niciodată nu poți să ai atenția atât de distributivă încât să folosești și intens, mă refer, telefonul mobil, nu știu, să te filmezi, să transmiți live, cum făcea cineva, fiind cu ochii în telefon, și să fii și foarte atent la drum. Nu, Doamne ferește de astfel de evenimente, eu sunt pozitiv acestei legi. Mai departe în emisiune. Viitorul viciat al României, bucuria economiei. Avem o știre îngrijorătoare și anume că o treime dintre adolescenții români se declară dependenți de nicotină, iar peste jumătate au abuzat de alcool. Viitorul României este viciat. Așa arată cifrele celui mai recent studiu la care au participat 10.000 de adolescenți. Cercetarea mai arată că puțini părinți chestionari nu știu cum să reacționeze într-o situație de criză și așteaptă ajutor din partea școlii sau autorităților. Bine, dacă am trăit creștinește, am ști cum să ne lămurim cu viciu. Dar noi avem și părerea noastră, domnule, creștinismul învechit, n-avem nevoie de religie. Păi dacă am accepta principiile religioase în viața noastră și am trăit conform prescripțiilor divine, fabricantul nostru, Dumnezeu e fabricantul nostru. Știi, orice produs are instrucțiuni de folosire. Eu nu înțeleg că oamenii nu-și dau seama de chestia asta simplă. Dom'le, noi când facem un obiect, avem instrucțiuni de folosire. Băi, la ce folosești obiectul ăsta? Să aprind televizorul, poftim, am o telecomandă, da? Cum o folosesc? Apăs butoanele într-un anume fel ca să funcționeze treaba. Dacă fac altceva, nu e bine. Nu mă apuc să bat cuie cu telecomanda, nu mă apuc să dau foc hârtiei în casă de la cărți când eu trebuie să citesc acele cărți. Adică orice obiect are un set de instrucțiuni de folosire. Și omul e creat și are instrucțiuni de folosire. Nu știu cum nu ne dăm seama. Noi în capul nostru credem că putem să facem orice cu noi. Nu merge. Nu merge. Asta e problema. Că nu ne dăm seama că nu merge. Și instrucțiunile de folosire sunt date de la el de sus, care ne-a făcut. Că cine dă instrucțiunile de folosire decât producătorul? Adică cine mai măsură să știe ce se vrea? Bine, noi nu suntem obiecte, noi suntem persoane, cu atât mai mult, că Dumnezeu ne-a înfrumusețat cu dragoste, cu desăvârșire, cu de-astea, dar noi nu, noi suntem ăștia, rebeli, libertini. Oh, noi să facem ce vrem noi, bine, facem ce vrem noi, dar dacă nu respectăm instrucțiunile de folosire, este rău, așa în cazul viciului. Dar de ce se încurajează viciu? Pentru că viciu face consum și consumul este bucuria economiei. Păi nu se bazează ea economia pe consum? Nu raportează companiile de tutun creșteri de cifre de afaceri și toată lumea se bucură în companie. Bă, ne-a crescut salariul. Păi da, dar v-a crescut salariul că se consumă tutunul. A?
Alcool. Crește vânzarea de alcool. Bravo! Avem din ce în ce mai mulți oameni beți pe stradă. Nu e bine la volan. Nu știu. Știi, asta e. Adică, băi, nimeni nu știe să te bucuri de un păhărel, dar nu te îmbăta, frate. Nu face excese. Bine, la tutun nu face consum. Adică, de ce ai consumat tutun? Nu înțeleg. Eu nu înțeleg că nu-s fumător. Și oricâte explicații mi s-ar da, nu le înțeleg. Pentru că nu înțeleg dependența. Asta e marea problemă a umanității, robia, știi? Paradoxal, nu știu dacă ați observat, oamenii care reclamă că ei sunt liberi, vrem libertate, oamenii ăștia sunt foarte dependenți. De fapt, ei folosesc libertatea pentru a justifica dependența lor. Asta e toată șmecheria urlării libertății păstrezi. Așa și în cazul ăsta. Am relativizat morala și ridicăm libertinismul de orice fel, sexual, alimentar și altele la rang de artă, să fim liberi să consumăm orice, pentru că vrea economia bani. Adică ne bucurăm de dependență. Uitați-vă ce se întâmplă în industrie. Cum apare ceva nou, gata, repede să-l cumpere. Dependența de tehnologie, dependența de alimente, dependența de sex, dependența de cultul personalității. Există dependențe. Nu dependințe, să ne înțelegem. Dependențe. Da? Și atunci viciul devine bucuria economiei. Dar nu e bine. Și în general, toată nebunia asta planetară cu încurajarea viciului, consumului, libertinismului și toată nebunia asta planetară care se întâmplă are ca obiect că foarte mult se întreabă, dom'le, dar parcă am nebunit. De ce? Păi pentru că slăvim banul. Aia. Nu scrie la scriptură foarte limpede că iubirea de bani e începutul a toată răutatea? Răutatea planetară începe din iubirea de bani. Vrem bani, vrem bani, încurajați consumul și mai lăsați regulile alea religioase nebune. Lăsați oamenii să facă sex, să consume, să asta, să aia, încurajați, faceți, dregeți. Important e să cumpere. Asta e toată treaba. Asta e toată treaba, de fapt. Asta e toată treaba. Da. Încheiem revista presei cu Brexit-ul și exitul din democrație. O trecere așa scurtă în revistă. Nu prea mă bag eu în povestea asta a Brexit-ului. Dar am observat un lucru interesant. Pe știri așa, uitându-mă. Uite, zice un titlu. Lovitură de stat în Marea Britanie. Parlamentul a inițiat o procedură care blochează planul guvernului pentru Brexit. Boris Johnson anunță alegeri anticipate și expulzează din partid parlamentarii trădători. Bun, deci înțeleg că în Marea Britanie, așa, overall, adică în ansamblu, înțeleg că în Marea Britanie e mare bătălie pe Brexit, știi? Unii îl vor, alții nu îl vor. A fost anterior lui Boris Johnson, a fost Theresa May, care negocieri cu Europa, ieșim, nu ieșim. Deci atâta vânzoleală în jurul Brexitului. Și mie treaba asta miroase a exit din democrație. De ce? Dintr-un considerent foarte simplu. Și anume, a votat poporul ieșirea din UE? Da. Perfect. Parlamentul e chemat să respecte legea poporului. Simplu. Adică, bine, eu înțeleg că da, asta e un mare viciu al democrației, că tu delegi puterea unor parlamentari și pe aia fac ce vor acolo. Asta, ceea ce se întâmplă în Marea Britanie este dovada clară că democrația devine o himeră în statele mult avansate în democrație, nu așa România. La noi știm, toți se bat pentru putere ca să aibă acces la bani. Adică, e așa de limpede treaba asta că nici nu mai trebuie să o discuți. Dar te gândești că în democrațiile avansate ar funcționa democrația? Aiurea, se vede că nu funcționează. Adică, domnule, dacă poporul v-a dat mandat, băi, ați întrebat poporul, zic unii, pe net, mi-a spus și aseară cineva. Aia zice, da, și-a dat seama că s-au înșelat. Nu. Hai să ne stabilim. Deci, când supui când supui poporului un subiect de dezbatere și îl chem la un referendum, consider că problema aia se dezbate pe toate părțile. Cum a fost la noi referendumul pentru familie? Care n-a trecut. Și acum ce înseamnă? Că nu suntem o țară o majoritar ortodoxă? E surpriză! Vom fi noi majoritar ortodoxi
Dar n-am fost în stare să ne apărăm credința. Da, pentru că un referendum ia temperatura momentului. Asta este marea slăbiciune, o altă mare slăbiciune a democrației. Dom'le, democrația nu te întreabă de valori universale, nu ți dă așa drumul către desăvârșire, către veșnicie. Nu, democrația ia temperatura momentului a poporului în momentul ăla. Asta e democrația. Ce vrea poporul, dar ce vrea în momentul ăla? Că după aia poporul se poate răzgândi. Mă rog, că ăștia mai încearcă acum un referendum ca la comuniști. Domnilor, votăm până iese ca noi. Știi că, normal, sunt multe interese economice afectate de Brexit. Să nu fim naivi. Adică ăștia s-au luptat să facă economia planetară și acum unii se chinuie să iasă din treaba asta. Păi nu convine nimănui. Sigur că nu convine nimănui. Dar ce să faci? Asta e democrația. Poporul a zis, da, puneți mâna și faceți ce a zis poporul. Așa că nu e bine în democrație. Păi, că poporul a fost înșelat. Nu știu dacă poporul a fost înșelat. Da, și la noi se poate vorbi la referendum pentru familie că poporul a fost înșelat, că a fost nebunie aia, că, domnule, vă-l votez pe Dragnea dacă te duci la referendum. Eu am o părere foarte sinceră și clară. Dacă ești naiv, nu te mai duce la vot. Am scris și pe Facebook, am avut treaba asta. Feriți-vă de ziua, feriți-vă de ziua când prostia pune mâna pe ștampila de vot. Feriți-vă de ziua asta. De ce? Pentru că dacă naivitatea merge și votează, păi s-a terminat cu viitorul țării alea. Înseamnă că naivitatea ajunge la rang de lege. Asta e un alt viciu al democrației. Că ce vrea poporul trebuie făcut, domnule, dar dacă poporul vrea aiurea. Hai să zicem, uite, că în cazul Brexitului e o aiureală și că n-au știut aia ce votează. Dom'le, da, așa e democrația. Poporul decide, parlamentul stabilește. Adică la noi de ce a funcționat? A decis poporul, gata, nu s-a mai trecut în Constituție. Păi o reluăm? Păi zic că experții în democrație. Nu, dom'le, a trecut, gata, a trecut referendum. Cum să mai facem altul? Așa și la ăștia. De ce să mai facem alt referendum? Când unul a trecut, gata, a decis poporul Brexit. Hai, exit. Dacă nu, e exit din democrație. Adică nu veniți cu textul că, păi nu, că poporul, dar cine ne spune nouă că poporul odată greșește și odată nu greșește? Cine are capacitatea asta, în afară de Dumnezeu drăguțul, să ne spună că un popor, un neam, o grupare de oameni greșește sau nu? Alți oameni? Păi nu, nu se pune. Unii oameni nu sunt mai superiori ca alții. A, sunt mai educați, mai informați, mai asta cu adevărat. Poate fi un grup de oameni să fie mai informat decât celălalt. De asta există lideri, de asta există conducători ca să ducă poporul spre bine. De-a lungul timpului conducerea a fost făcută de cei pricepuți. Vai de ziua în care nepricepuții vin la conducere. Da, o spune și Scriptura. Deci, să ne lămurim. Să ne lămurim. Dacă la Brexit trebuie repetat referendumul, că n-a știut ce a votat poporul, la noi de ce nu s-a repetat referendumul, că n-a știut ce a votat poporul, că a avut senzația că l-a votat pe Dragnea. De asta n-au ieșit oamenii la vot. În realitate, e o altă discuție aici. Nu s-a făcut propagandă destul la referendum. Nu s-a sprijinit deloc. A fost o temă aproape netrecută cu vederea în spațiu... Sau nu netrecută. Aproape nedezbătută în spațiu public. În afară de televiziunea publică care și-a făcut datoria sa, restul presa mai estimată cu din gură. Și aici e marele pericol. Că sunt foarte mulți agățați de presa asta mainstream. Stau să uită numai în titlu. Și ce spune ăla acolo, ia de bun. Eu sunt convins, mă întorc la Emil Moise. Eu sunt convins că vor fi foarte mulți directori din România care vor spune, băi, cum am făcut asta nelegal până acum, neștiind că de fapt a fost perfect legal, pentru că nu a fost nicio decizie de instanță care să spună că e nelegal. Asta e o vrăjeală, titlul ăsta cu BOR învinsă în instanță și nelegal de 30 de ani. E o mare, mare, mare păcăleală. Adică, nu, așa ceva, dar mă rog, suntem ca oaia între lupi, ce să facem. Asta este. Asta e destinul creștinului, vă trimit ca pe oi în mijlocul lupilor. Bine, vremea când creștinii sunt ca oile în mijlocul lupilor. Ce au de făcut? Știu ei bine ce au de făcut. Nu trebuie să comentez eu aici, că nu sunt mai presus de creștinism. Vă mulțumesc pentru atenția care m-ați urmărit. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al tehnologiei ne reauzim și la emisiunile următoare. Ia să vedem dacă avem comentarii. Stai așa că avem privitori și pe Facebook. Repede balem niște comentarii. Mulțumim pentru aprecieri. Majoritatea citesc numai titlurile, de aceea titlurile sunt formulate bombastic sau manipulator. Da, nu, ei, bine, dacă întrebi jurnalist, el va spune, domnule, ca să atragem, până ne interesează audiența, dar
Nu e doar audiența. Da, știm că nu e doar audiența. Hai să vedem cine și ce ne mai spune. Mulțumim pentru comentarii, pentru faptul că urmăriți emisiunea. Stai așa să și deschid alte pagini de Facebook, că noi suntem pe mai multe pagini, știi? Transmitem pe Facebook în mai multe locuri. Ne dublăm, ne triplăm. Bye, bye, Moise, n-ai nicio legătură cu Moise din vechime. Da, păi amestecapele nu le separă. Și mulțumesc un părinte din Craiova, Marcel Răduseliște, și pe Radio Dobrogea trăpești 2 minute pe dreapta și ai rezolvat problema. Ne scrie Cristian la treaba cu telefoanele. Da, dar uneori ești în trafic, te prinde, nu știu, ești pe 4 benzi și mergi așa și până tragi pe dreapta. Bine, în general, când ai o problemă, poți să o rezolvi cu telefonul mobil. Sunt convins că... Da, e vorba de cei care intenționat transmit live și fac de astea și pur și simplu uită că ei mai sunt pe drum. Adică se pierd în telefon, că foarte ușor te atrage telefonul și băi, nene, mai uite-te și pe drum, că... Uneori drumul face la stânga și tu o ții înainte și nu e bine. Mulțumim, mulțumim pentru atenție. Cu ajutorul Dumnezeu și a tehnologiei ne revedem în emisiunile următoare. Să aveți o zi cu pace, cu bucurie, cu binecuvântare și, dacă puteți, evitați minciunile din jurul dumneavoastră. Toate cele bune, Doamne ajută!